7 milioane, aproape 8 milioane de euro, stație, sursă de apă nouă și stație de tratare. Rețele de distribuție de 14 km de apă noi. Rețele de canalizare noi de 32 de km. În total, spuneam 44 de milioane, milioane de euro. Dar ceea ce este foarte important este acest grafic. Este graficul de realizare a activităților pe care l-am propus, pe care l-am introdus în masterplanul județului Bacău și care, dacă vă uitați cu atenție, se întinde pe o perioadă foarte scurtă pentru asemenea lucrări și deja din acest grafic deja s-au făcut, graficul este în curs de execuție. Elaborarea documentației de atribuire a contractului de consultanță deja s-a făcut. A început activitatea legală de achiziționare a consultanței. Apoi, foarte rapid, din 1 octombrie, de la 1 octombrie, începe elaborarea proiectului și, cu ajutorul lui Dumnezeu, sperăm ca în februarie să băgăm buldozerele, excavatoarele, să începem lucrările. Vreau să vă spun cu toată răspunderea, sunt un om cu expertiză în acest domeniu, vă rog să consultați experți, ca și timp este un grafic record de execuție, de implementare a unor investiții de asemenea valoare. Aceasta arată seriozitatea companiei noastre. Aș vrea să subliniez că respectul nostru față de cetățenii municipiului Ionești înseamnă un program de furnizare a serviciului tip de 24 de ore pe zi, o apă de calitate, un preț mai mic, 1,09 lei, care va fi menținut până la 1 ianuarie 2019 și un program de investiții pe care vi l-am prezentat. Acest program de investiții se face din bani europeni. În paralel, Raja investește milioane de euro în reparații, în contorizare, în reabilitare sistemul de apă de la Cuciur și în alte domenii pe care vi le voi prezenta detaliat. În 35 de zile, compania noastră a dovedit că este o companie foarte puternică, o companie performantă, atât ca nivel managerial, cât și ca execuție tehnică, o companie cu care orașul municipiul Onești se va putea mândri. Noi avem un respect deosebit față de oneșteni, nu-i vom dezamăgi, îi rugăm ca în continuare să ne acorde tot sprijinul când se vor confrunta cu neplăcerea de a avea lângă bloc, lângă locuință, o intervenție în carosabil, dar nu se poate. Vedeți care este starea sistemului de apă și de canalizare. Acționăm cu echipe multe, sunt detașați oameni de la Constanța. Încercăm să introducem în ritm pe salariații de la Onești. Cu siguranță succesul va fi de partea noastră.